Îi dau cuvântul domnului Nicolae Dică, după care vă stă la dispoziție. Bună seara! Da, mă bucur că a reușit această victorie. Chiar dacă a venit pe final, este foarte importantă pentru noi. Trebuie să ne dea încredere pentru ceea ce urmează în campionat. Știam că o să întâlnim un adversar bun, că ne așteaptă o partidă dificilă, dar este important că am reușit să revenim mereu. Eu știu, am fost conduși 1-0, am întors rezultatul, apoi am fost egalați și am reușit să marcăm golul victoriei. Este important că băieții au avut reacții după aceste goluri și am reușit să câștigăm meciul. Da, de asta când m-am apucat de această meserie, mă gândeam că va fi dificil, dar se pare că am și parte de așa jocuri în care să trăiesc la maxim mereu. Dar este bine când se termină cu bine, știi cum e, când obții victorii, este bine. Da. Cum a fost introducerea lui Panta? Da, într-adevăr, am primit și astăzi două goluri, ceea ce nu-mi place. Nu-mi doresc acest lucru. Antrenăm defensiv, eu știu, foarte mult în antrenamente. Ne-a lipsit doi jucători care, fundaș central și fundașul stânga, dar cei care au intrat, eu știu, și la Haruț, la Șerban, prima repriză a avut momente când a stat departe de adversari, a dat posibilitatea să centreze lui Iacolis de două sau de trei ori și am considerat că ar fi mai bine să-l introduc pe Pantea pe faza ofensivă, care să mă ajute și mai mult pe faza ofensivă și apoi defensiv să stea mai bine, să blocheze acolo la partea dreaptă a lor. Și Pantea a intrat bine, a reușit să dea și acea centrare la golul 3. Va avea, da, fiecare jucător care este în lot în acest moment va avea șanse să joace, pentru că știți foarte bine, suntem și în Europa, vine și Cupa României, campionatul, deci suntem pe trei fronturi. Dar important este ca jucătorii să fie pregătiți în momentul când îi introduc în teren, să fie pregătiți. Că joacă, eu știu, de la început, că intră pe parcurs, important este să fie pregătiți. Da, mie îmi place, știți foarte bine că îmi place ca fundaș și lateral să fie foarte ofensiv, să dea multe centrări și mă bucur că astăzi, eu știu, Crețu a scos 11 metri, Pantea a dat acea centrare. Și Omranin cu compania? Da, au fost ok în prima repriză, păcat că Omranin nu a reușit să marcheze din acea ocazie imensă. Știam că el nu va putea să ducă, eu știu, 90 de minute, chiar și 60 de minute, chiar dacă are un joc la Liga 3 în urmă cu o săptămână, dar speram 45 de minute, cum a și făcut-o, a încercat să dea totul pentru echipă, dar trebuie să avem răbdare cu el, pentru că cu cât va, eu știu, se va pregăti zi de zi cu noi și va juca, va crește în evoluție. Da. Da, cum am spus, după ce ne-am calificat în grupe, că obiectivul principal acum rămâne campionatul, cu siguranță la meciul din Europa voi schimba câțiva jucători. Nu, n-am apucat să vorbesc după joc cu el, la pauză. Nu, al patrulea arbitru mi-a venit, la pauză, când să începem a doua repriză, a venit și mi-a spus că avea tensiunea foarte mare. Nu știu, acum este ok? Da? Mă bucur dacă a plecat pe picioare și este ok. Asta să vadă și oamenii cât stres se acumulează, câtă presiune este pe noi ca și antrenori, pentru că trăim și noi la maxim și, eu știu, oamenii care vin la meciuri ar trebui să înțeleagă lucrurile acestea. Pentru că atunci când suntem la o echipă, vă dați seama că cu toții ne dorim să câștigăm. Dar odată țiese, odată nu țiese. Și valul, da. Știi cum e asta? Astea sunt noile de reguli acum și... Da? Okay. Cu plăcere. Seară bună.